Lecția olimpică a trecut cu succes la gimnaziul Vasile Alexandrii din Drăgănești-Sângerei. Timp de o oră, copiii au învățat ce înseamnă noțiunile olimpism și olimpiadă, dar și au cunoscut despre personalități notorii care ne-au reprezentat țara la diverse jocuri olimpice. Elevii au ascultat cu mare atenție, iar la final, cei mai ageri s-au ales cu premii din partea Academiei Olimpice a Republicii Moldova. Îmi place sportul, fiindcă el îmi îmbunătățește corpul și mă ajută să fiu mai bun. Și îmi place foarte mult activitățile sportive care se desfășoară la noi în școală. Că este un eveniment foarte important pentru gimnaziul Vasile Alexandrii, deoarece nu în fiecare zi sunt așa personalități. Sportul este important fiindcă menține corpul sănătos și mintea sănătoasă. Comitetul Național Olimpic și Sportiv a semnat un acord de colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, iar lecțiile olimpice sunt desfășurate pe tot teritoriul țării. Este ca o filă frumoasă în istoria instituției noastre, dar și a Comunei Drăgănești. Prin intermediul lecției olimpice, dorim să promovăm la elevi interesul de a practica sportul, să le îmbogățim bagajul de cunoștințe din domeniul sportiv și poate mai apoi să ne reprezinte cu mândrie Republica Moldova la diverse competiții, campionate, atât naționale cât și internaționale, chiar și mondiale, de ce nu? Scopul acestor lecții a fost, rămâne și va fi, deci să facem astfel încât cât mai mulți tineri din mai multe instituții de în țară să facă cunoștință cu noțiunile ce înseamnă olimpism, ce înseamnă valorile olimpice naționale și respectiv deci să promovăm mișcarea olimpică, prin intermediul cărora deci putem implica, cum ai zis, un număr maximal de elevi. Gheorghe Jurjiu este veteran al sportului și cel care a purtat torța olimpică în Sângerei în 1980. Potrivit lui, astfel de lecții încurajează tânăra generație să facă sport și să-și dorească să cucerească noi culmi. Pentru tânăra generație sunt foarte importante de atâta, fiindcă oricare poate să devii participant în timpul de față. Sunt foarte bune condiții de a se pregăti către jocurile. Acum sunt și condiții, sunt și profesori buni, antrenori care pot să educe tânăra generație. Jocurile olimpice care se vor desfășura în vara 2024 sunt la ediția 33 și reprezintă cel mai mare eveniment multisportiv care are loc o dată la 4 ani.